Putem să-i facem pe anul 2 mai la nivel intuitiv, adică fără să intrăm foarte în detalii despre cum funcționează. Putem să-l facem pe primul mai detaliu, pentru că e mai simplu, și pe al doilea la nivel intuitiv. Sau, cine vrea, putem să mai stăm doar 10 minute pe plus la final și să-i facem pe anul 2 mai intuitiv. Adică, dacă nu puteți rămâne în plus, puteți să fiți plecați. Cine votează pentru varianta cu stat 10 minute? Ok, perfect. Atunci așa o să faci. Vreau doar să clarific câteva lucruri de notație pe care unii dintre voi, special cei care fac calculatoare, probabil că știți deja, dar principal pentru cei care nu știu, vreau să menționez chestia asta. Bine, înainte de asta, vreau să vă spun că, cum spuneam și mai devreme, numărul ăsta obiectiv produsul tensorial. Adică dacă am fost un produs tensorial, numărul o să ne pun așa, una lângă alta. Și se subînțelege că sunt un produs tensorial. Altă chestie de notație, când am produs tensorial între n obiecte, o să scriu în forma asta, psi și tensor n acolo sus. Adică psi, un produs tensorial cu n sub n. Și la fel și pentru matrici. Dacă am n operator care acționează asupra unei stări, o să folosesc notația asta. E un tensor de n. Acum, legat de partea de calculatoare. Spunem că, în cel mai rău caz, în cazul cel mai nefavorabil, un algoritm A se execută într-un timp T, pe un input, pe o intrare de dimensiune T. Și acum, dacă T este constant în funcție de el, dacă e 1, 12, 100, o să zicem că timpul de execuție este O de 1. Dacă este o funcție lineară de N, N2, N7, N3, Vn, oricât ar fi, o să zicem că timpul de execuție este O de N, cel mai rău caz. Dacă e cu radical, O de radical. Dacă e un polinom, N7, N pătrat sau ceva cu N la 10 și așa mai departe, o să zicem timp polinomial. Dacă e exponențial, o să zicem timp exponențial. Deci, în principiu, când vedem ceva de genul O de F de N, vrem să spunem că e de ordinul F de N. Spre exemplu, aici e de ordinul linear O de N, ordinul în funcție n, adică asimptotic se duce ca funcție n, ca funcția linială. Apoi, dacă partea cealaltă, dacă zicem că cel mai bun caz, adică în condiții extrem de favorabil, algoritmul urmează cu t, notația este cu omega, omega de t. Și ca să vă dau un exemplu, îi spunem că omega este limita inferioară, iar o este limita superioară. Deci O e cazul defavorabil, omega e cazul favorabil. Spre exemplu, pot să zic, am un algoritm A care îmi dă răspunsul corect cu probabilitate 3 pe 4 și în cazul defavorabil execută de ordinul N pătrat operații, în cazul favorabil execută de ordinul N operații. Acum vreau să clarific ceva legat de dimensiunea asta a inputului, pentru că din nou e o greșeală comună pe care am făcut-o și eu la un. Dacă avem un algoritm care primește la intrare un număr x și vrea să determine la x un număr prim, cine este n, dimensiunea intrării? Vă întreb pe voi. Lungimea numărului care cât este? În funcție de x. Exact. Adică log 2 de x. Exact. Deci asta e foarte important. Dacă am la intrare un număr și exprim complexitatea sau timpul de execuție a algoritmului în funcție de n-ul acela sau x, în cazul nostru, atunci nu e, este într-adevăr să zicem timp liniar în funcție de x, dar nu e timp liniar față de dimensiunea lucrării. Și dacă avem, spre exemplu, pe cazul acesta cu numere prime, algoritmul care verifică dacă un număr e prim, mergând până la radical din x și verificând pentru divizori, căutând divizori pentru x, care este timpul de execuție a algoritmului? Cel mai rău caz. Cazul defavorabil, în funcție de n, nu de x. Sau ziceți în funcție de x și după aia trece la n. Dacă mă duc până la radical de x, știm?
Radical din X. Scuze, ați spus 2N sau 2 la N? 2N? Nu e 2 la N, pentru că 2 la N este X și radical pentru că merg până la radical din X. Deci X-ul se reprezintă pe N bits. Deci poate să ia 2 la N valori posibile. Și pentru că merg până la radical din X, înseamnă că e mod de radical cu 2 la N. Deci algoritmul acesta intuitiv nu are timp de execuție polinomial, are timp de execuție exponențială în dimensiunea intrării. Întotdeauna noi ne raportăm la dimensiunea inputului. Și dimensiunea inputului este numărul de biți pe care îl reprezentăm inputul. Cu alte cuvinte, algoritmul acesta, deci e un algoritm exponențial. Și dacă ați auzit de algoritmul Miller-Rabin pe care l-am menționat și data trecută, e un algoritm probabilistic de testare a primalității, care funcționează în timp polinomial în log de x, adică numărul de biți pe care îl reprezint inputul. Și foarte recent, am impresia că acum vreo 3 ani, s-a făcut și un algoritm determinist care să rezolve problema asta în timp polinomial. Dar e foarte recent, deci nu e o problemă ușoară. Ok. Acum v-am zis în prezentarea trecută de teorema aceea non-programming theorem care spunea că practic nu putem implementa orice matrice unitară. Și atunci întrebarea e, dacă nu putem implementa orice matrice unitară în calculator cuantic, ce putem face totuși? Păi, aproape totul, cu anumite aproximații. Cu alte cuvinte, dacă folosim doar 3 operații, doar astea 3, Hadamard și T, unde T e matricea asta, și control not, pot să aproximez orice matrice unitară, orice precizie vreau eu. Acum, bine, matricea asta, care are de la input pe 4 acolo, uneori se mai cheamă și cu 4 și pe 8, în mod ciudat. Pot să vă explic de ce, dar prefer să nu intru în asta, pentru că e puțin înșelătoare chestia asta. Dar legat de treaba asta cu universalitate, pot să aproximez orice matrice unitară, dar pentru unele am nevoie de timp exponențial ca să fac chestia asta. Din fericire, nu pentru cele pe care le interesează pe noi. Adică cele pe care le putem folosi pentru a rezolva probleme eficient, se pot face mai puțin de exponențial, de multe aplicări ale acelor trei porți acolo. Deci ce trebuie să rețineți de aici e că noi întotdeauna discutăm de calculatoare cuantice universale. Adică calculatoare cuantice ce pot aproxima orice matrice unitară și folosesc un set finit de matrice unitare. Spre exemplu, doar acele trei matrice unitare, HD și control not, și punându-le în produs tensorial și combinându-le în SFL, pot să obțin orice altă matrice unitară pe oricâți fibrăți. Ce este un algoritm cuantic? Păi, este un algoritm care ar lua un calculator și o să vedem că se reprezintă, în general, circuite cuantice. O să avem un input și după aceea circuit care reprezintă algoritmul, care transformă, ia input și îl transformă la. Și, de obicei, algoritmii aceștia sunt nu mai eficienți decât corespondenților clasici pentru a rezolva aceeași problemă. Dar, cum vă spuneam, nu a fost demonstrat lucrul acesta. Adică, observăm că există probleme pe care le putem rezolva eficient cuantic, dar nu știm dacă le putem rezolva sau nu eficient și necuantic. Majoritatea algoritmilor o să fie probabilistici. Dar, cum am zis și data trecută, probabilitatea de succes poate fi făcută absurd de mare. Absurd de mare, ziceam, înseamnă că probabilitatea să obțin un rezultat greșit poate să fie mai mică decât să câștigi la loterie și să fie o fi de fulger și să cadă și un asteroid în mine la același timp. Ce fel de probleme pot rezolva calculatoarele cuantice mai eficient? Probleme de determinarea periodicității unei funcții, de determinarea ordinii unui număr, o să vedem efectiv problema asta imediat. Probleme de căutare, cum era exemplu cu matrițele de data trecută, de descompunerea unui număr în factori prim, de calcul al logaritmului discret, probleme de optimizare, de rezolvat sisteme lineare și multe altele. La sfârșitul prezentării astea v-am inclus o listă toți algoritmii cuantici eficienți care se cunosc până la ora acum și problemele pe care le rezolvă, bineînțeles. Acum, să clarific un pic treaba aceasta cu probabilitatea absurd de mare de succes. În principiu sunt două cazuri și în ambele cazuri o să presupun că am un algoritm care reușește de rezultatul corect în
că nu putem verifica dacă, pardon, în primul caz, putem verifica dacă rezultatul algoritmului este corect sau nu. Iar problemele de tipul acesta se cheamă probleme NP. Deci, în cazul acestor probleme, algoritmul dă un răspuns și pot să verific dacă răspunsul algoritmului este sau nu corect, că este într-adevăr ceea ce căutam sau nu. Atunci, dacă asta este situația, nu trebuie ca probabilitatea de succes decât să fie mai mare decât o constantă pozitivă. Pentru că pot să execut algoritmul de un număr constant de ori, spre exemplu de K-ori, în cel mai rău caz, sau de mai puțin de K-ori dacă găsesc soluția înainte. Toate execuțiile astea sunt independente unele de altele. Și atunci nu am nevoie decât una dintre ele să reușească. Și atunci pot să verific că am găsit soluția și mă opresc. Și deci probabilitatea ca toate cele ca execuții să-mi dea răspuns greșit este 1 minus pe la K. Deci devine exponențial de mică probabilitatea asta. Și ca idee, dacă zic probabilitatea de succes e 2 pe 3 și execut algoritmul de 20 de ori, șansa să primească răspuns greșit e mai mică decât 1 pe 3 miliarde. Ca să vă faceți o idee de ce. Doar printr-un număr destul de mic de repetări ale algoritmului, o să obțin o probabilitate foarte, foarte mică să obțin răspunsul greșit. Deci, ne mulțumește chestia asta. Apoi avem celălalt caz în care nu pot să verific dacă algoritmul mi-a dat răspunsul corect sau nu. Deci el îmi dă un răspuns, dar nu pot să verific eficient dacă acel răspuns este corect sau nu. În cazul acesta, dacă ar probabilitatea să fie mai mare decât 1 pe 2 plus o constantă pozitivă. Și ce o să fac este din nou să execut algoritmul de K-ori. Din nou, fiecare execuție este independentă de cea precedentă. Și ce o să fac este o să iau răspunsul pe care mi-l dă majoritatea cazurilor. Și atunci singura problemă este probabilitatea ca cu mai mult de jumătate din execuții să-mi dea răspunsul greșit, care și aceasta se duce exponențial către 0, dar puțin mai lent, deci ca o să fie puțin mai mare, dar oricum putem să alegem un K, astfel încât să obținem o probabilitate cu care suntem blocați. Probabilitatea de eșec suficient de mic. Acum vă întreb pe voi, de ce credeți că am pus aici C și n-am pus direct mai mare decât 1 pe 2? De ce e mai mare decât 0? Și în cazul de mai sus, de ce am pus P mai mare decât C, ce mai mare decât 0 și nu direct P mai mare decât 0? Constanta respectivă va avea un impact în calculul K-ului. C-ul respectiv s-ar putea să se traducă la un moment dat într-o dimensionare a K-ului. O dimensionare a lui K. Da, într-adevăr, sau o dimensionare a inputului problemei. Spre exemplu, dacă acest C nu ar fi constantă și ar depinde de dimensiunea inputului a inputului, cu cât dau un input mai mare, cu atât probabilitatea se apropie mai mult de 1 pe 2. Cu cât e mai aproape de 1 pe 2, înseamnă că nu prea pot să mai disting. Pentru că eu vreau ca atunci când execut algoritmul, majoritatea execuțiilor să-mi dea răspunsul corect. Dacă probabilitatea este infinitesimal de aproape de 1 pe 2, nu mai pot să disting între cazul majoritar și celălalt. Deci trebuie să fie neapărat o constantă, de aia zic un C, o anumită constantă, care să nu depindă nici de K, nici de N. Ok. Deci acum o să facem primul exemplu de algoritm poate. Problema e următoarea. Avem o funcție care primește la intrare N biți și îmi dă la ieșire un singur bit. Ne este promis că această funcție este fie funcție constantă, fie funcție balansată. Balansată înseamnă că pe jumătate din inputul funcția îmi returnează 0 și pe cealaltă jumătate funcția îmi returnează 1. Spre exemplu, un exemplu de funcție constantă, bineînțeles, oricare ar fi x între x egal 0, sau oricare ar fi x între x egal 1, deci sunt doar două funcții constante. Iar un exemplu de funcție balansată e oricare ar fi x între x, spre exemplu, paritatea lui x. Pentru jumătate din inputuri o să-mi dea paritate 0, pentru cealaltă o să-mi dea paritate 1. Ok? E clar pentru toată lumea care e diferența între constant și balansat. Exact ce înseamnă balansat. Ok. Întrebarea este, sau problema este, de câte ori ar trebui să apelez F în cel mai rău caz, ca să determin dacă funcția este constantă sau balansată? Pe cazul clasic, deci necoare, de câte ori ar trebui să apelez F în cel mai rău caz, ca să determin cum este?
numărul de intrări este 2 la n, da? Pentru că la intrare îi dau un shift de dimensiune n. Deci n bits, fiecare bit de 0 sau 1 de la n, ok? Aproape. 2 la n e un sum plus 1. Pentru că trebuie să merg la jumătate de un sum, ok? Deci funcția dacă e balansată, pe jumătate de inputuri o să-mi dea o anumită valoare. Și trebuie să verific jumătate plus 1, ca să fiu sigur că nu e constant. Ok? Deci, 2 la n minus 1 plus 1, cu alte cuvinte, timp exponențial. Asta e numărul. Acum hai să vedem pe cazul cuantic. Pe cazul cuantic, presupunând că suntem pe un calculator cuantic, nu o să avem o funcție f, ci o să avem o matrice unitară cu f, care implementează comportamentul funcției f. Adică eu, presupunând că aș programa pe un calculator cuantic, aș scrie o funcție f, limbajul de programare cuantică. Iar acea funcție este echivalentă cu o matrice unitară, pentru că așa funcționează calculatoarele cuantice. Iar matricea respectivă sau operatorul respectiv ar arăta în felul următor. Notația asta cu slash n înseamnă că sunt n qubits. Deci x acela este un ket pe n qubits. Deci este un vector într-un spațiu 2 la n dimensional. Și la output o să obțin tot x-ul. Iar Y este cel care, al doilea qubit, care la intrare o să fie Y, e cel care codifică